Hello, dragii mei! Bine v-am găsit la un nou episod cu 5M pe serverul The Wall, care are o schimbare foarte majoră. Înainte să începem episodul, vreau să menționez că pe server s-a adăugat modul nazism. În ce constă oare acest mod? Dacă ești în căutarea unui server cu roleplay extrem de greu, serverul The Wall vă poate oferi un roleplay cât mai hard. Nu uitați că cu venirea noului mod, sancțiunile se dublează, așa că aveți grijă la modul de roleplay și vocabular. Vizionare plăcută! Așteptăm aici. Imediat ajung elicopterele. Că vin din spate, să nu fie detectate. Sunteți sigur că nu mai vine poliția după noi? Da. Blană. Spate. Ce aveți, doamnă? Ia domnișoară și fumează din aici, să te simți mai bine. Nu vreau. Du-te și sună să vină cu elicopterele încă o dată. Colegul sună, lasă țigara. Nu mai plânge, doamnă. Ce spui, șefule? Du-te după și sună, o să vină cu elicopterele odată cu noi. Nu înțeleg, de ce noi? Ce v-am făcut noi să ne ai mai încoace. Doamnă, terminați, că vă dau o palmă să vă reveniți. Ce ne-ai simțit? Mai ușor. Păi mi-a dat o palmă și eu zic mai ușor? Pe cum adică, dar e într-o femeie? Serios, omule? Să nu mai plângeți. Să nu mai plâng. Cred că ales și la colegul. Da, că-i fac eu aici o respirație gură la gură, doamne. De la palma aia ales și la. I-ai făcut respirația gură la gură de satelit așa repede? Da, și eu ce șmecherie cu limba. Ai văzut ce se întâmplă dacă nu ești ascultătoare, da? Hai că trebuie. Am fost anunțat că vin. Vin băieți imediat și poți să-mi dai un telefon? Nu. N-am zis voie să dați apelul. Atunci poți să sun pe Daniela să vă știu ce face, să știu că e bine măcar? Daniela e cu 25. 100% e bine. Mă duc să așteptați aici, mă duc să văd dacă au venit alții. Iartă-mă, că te întreb, cum te numești, că nici nu știu. Pentru dumneavoastră sunt un anonim, doamnă. Domnule anonim, poți să știi de ce mi-a... Oh, ai în spate, colegul. Hai că e bine. Ca în filme, colegul. Doamna, vă rog frumos să urcați în elicopter. Doamne, ajută-mă să fiu bine. Stai puțin, colegul, să nu decolăm încă. Nu vă fie frică, numai puneți-vă centurile. Domnule pilot, eu chiar nu da, pot... domnule. Poate hai că spazme. Sunteți. Dacă vrei te ajut eu să-ți râd. Hai, coborâți. Tot drumul, deci tot drumul. Am stat și... Hai. Colegul. Du-te și ia colegul ăla din elicopter să nu punem, să nu punem pe doamna la muncă. Hai că mă duc acum. Acum nu vrei să mă pui la muncă, dar până acum. Cine ți-a făcut toată treaba murdară? Cine a riscat să fie luată de poliție? După cine a venit poliția? Ha? Și cine te-a salvat de la poliție? Da, da, tu ai făcut-o pentru tine, nu ai făcut-o pentru mine. Poate că am făcut-o pentru dumneavoastră. Nu, n-ai făcut-o pentru mine. Dacă o făceai pentru mine, nu mă mai pune să duc acel colet pentru că ai atâția oameni. Deci, ce Dumnezeu e în coletul ăla de atât de important? Spune-mi și mie, măcar asta. Vreau și eu să aflu ce este în colet, domnule! Păpuși. Taci. Nu că taci! Păpuși. Calmează-te că poate vrei să te calmezi eu. Taci. Hai. Hai, urcă în dubă. Bagă-i coletul în dubă.
Să știe, voi nu știți să vă comportați cu o femeie. Deci în viața voastră, nu... Lasă-mă puțin, te rog frumos, pentru că nu spun nimic aiurea, te rog frumos, domnule Anonim. Nu o să aveți o nevastă în viața voastră, nu sunteți în stare nici să futeți, nu sunteți în stare nici să aveți o relație, să știți cum să întreține o femeie. Deci nici nu știi cum să-i vorbești unei femei. Haideți, doamnă, la volan! Nu că la... Tot eu conduc! Da, tot dumneavoastră. Oi, băgam, ești... La dubă, la dubă, nu la ce clasă. La dubă, la dubă, că n-ai... N-aveți dumneavoastră față de data asta nu mai stau cu cuțitul, stau cu ciocanul. E mai simplu. Păi dai perversa pe la spate, coleg. Hai. Eu nu pot să conduc în condițiile astea. Deci miroase aici, miroase numai a băcin, numai a slobos miroase aici. O să-mi bat piciorul, că m-am scăpat. Ce? Nu? Nu puteți? Nu. E sigură ce mai întreb o dată? Dacă aveți un deodorant ceva, să dau pe aici, că miroase super mult. Brădulețul e acolo, în ușa. Perfect. Eu zic să mai gândești și două ori. Nu. E perfect acum. Super ok acum. Super bine. Deci, mirosul ăla de bășin... Am rău de la stomac. Nu o să știi niciodată problemele astea. Poate începem și noi să ne împrietenim, zic. Da. Nu? Ești nesimțit? Ce s-a întâmplat cu rând? Păi, deci nu înțeleg de ce dânsul mi-arată mie m-aie. Pentru că o meriți. Am arătat degetul inelar, nu vezi ce? Nu, unde... Te rog frumos să vii după mine imediat, am înțeles? Hai, dă-i după că... De unde vin eu? Dar te mai cași mult pe tine, omule! Hai, mergi. Unde să merg? Că eu văd că se joacă cu cauciucurile, omul ăsta. Mergi după el. Intru în el dacă merg după el. Stai, domnișoară, că probleme tehnice, au băgat o coca înainte. Păi, da, văd! Sunteți nebun cu... Stați că mă duc să rezolv. Vedeți că în spate pute rău. Să veniți după noi, ne-am înțeles? Da. Hai. Aoleu, ce pute aici! Mamă, ce-am mâncat, mă, la scânduri de WC-ul? O da fatală în spate, deja. Nu mai. Și eu ce fac acum? Ce faci? Merg. Accelerează. Stai, dreapta. Ia dreapta. Da, ia-o, ho. Hai de cap, ai permis măcar? Da. L-am de 4 luni de zile? Iară scoate fum după asta, colegul. E bun, nu știu ce dracu. Stai un pic, cam opru, stai și acum. Și cum dracule, nu, bă, te-ai făcut în cur pentru... Doamna, trage un pic acolo de manet. Te rog frumos, vezi cum vorbești, pentru că eu sunt virgină, ți-am și spus. Dai. Ia uite, iese fum de aici, s-a încins. Dar nu-s eu de vină. Dați un pic, doamnă, ia dați-vă un pic jos ca să vedem aici, să văd un pic. Doamne. Na, că m-am dat și jos. Stați un pic, uitați să vedem ce apare în bord. Ochelarii mei! Ochelarii de la bunicu! Unde sunt ochelarii? Aoleu, ochelarii mei! Ochelarii mei, n-ai avut nici ochelarii. Tot era un aeroport, că mi-ai dat un pumn în gură. Ia să... Calmează-te odată. Uite, domnișoara aici, domnișoara, uite aici. Da, până te vrei să-ți dau, să-ți revii. Ia uite, luați-i de aici, domnișoara. Nu, mulțumesc mult. Ia uite și tu ce ții, domnule. Hai odată. Urcă. Gata? Nu. Hai urcă acolo. Și poate. Ce faci? Gata! Hai de... Am băgat în a patra din greșeală, iar. Da, plecările din pantă, nu le-ai învățat? Ba da, dar ce mai contează?
Hai bă, încearcă să te ții după ea. Spași motorul, nu mai dat cont. Nu mai o ține 5.000 de turații cu antuia. Mi-am condus în viața mea manuală, lasă-mă în pace. Da. De unde să știu eu cum se conduce manuala? Are, nu, după deci cum eu... ai spus, ești virgină, nu cred că numai manuală ți-o plăcut. Eu am pus mâna pe schimbător, numai să accelerez, numai să parchez, atâta, să schimb așa de la 50 la 100 mereu. Să o dau la 1-a, 2-a, 3-a, 4-a, 5-a, 6-a. Asta nici nu știu dacă are a 6-a. Cum, domnișoară, că până... A, din astea. Crezi că sunteți domnișoară, nu? Mai spuneți noi. Iartă-mă, n-am putut, am niște gaze, am gaze și... Mă doare stomacul de vreo 2 ore încoace și mi-e rușine să vă spun. Am nevoie la baie. A, să baie pe mai târziu. Eu cred că sunteți rezistentă, nu? Oi fi, da, stomacul meu. Cu ce vă pot ajuta? Cu o baie? Nu am baie. Păi și ce fac, mă cac pe mine aici? Trai aici pe dreapta. Trai pe dreapta, că ce caci pe tine dreapta. Nu veni, te rog frumos, bagă-te, că doar mă cac, nu? Bagă-te-n tufiș. Frunze. Nu avem pe aici. Nu avem pe aici. Bă, nu mai bunicul făcea de astea. Tu și bunicul pe mână. Haide, capul început, hai bă, hai să plecăm de aici. Haide, bă, să mergem. Hai. Băi, sper că te știu ca lumea, că destul putem mașini. Ce? Mă simt prost. Nu te supăra, dar de ce nu-ți crește păr în de lateral? Poftim? De ce nu crește păr lateral? Mergi, bă, ce faci? Iartă-mă, ho! Ce dileme cu păr ai? Dar de ce îți crește părul? Vreau să știu și-o. Ascultă, apropo de păr, fii antenă, deci tu ai părul negru. Da. Ai părul negru și la pică. Da, cărlion chiar. Dar acum nu-i crescut, că m-ai epilat recent și... Aha, uh-huh. Păi bun, și dacă erai roșcat, aveai păr roșu la pică? Tot negru. E sigură? Eu așa știu. Bun, și pe mână, de ce ai păr roșu? Stai un pic, aici vorbim despre părul meu de pe mână sau vorbim despre altceva? Că nu... Te rog frumos, mă faci să mă simt prost. Deci... Nu mai... Aolo, păi nu stăm la roșu? Nu te băie, fă odată, că cred că... Dar nu vă pricepeți la condus. Ți-am spus, am carnetul doar de 4 luni și eu n-am condus în viața mea manuală, doar la țară cu bunicul. Că se ducea săracul pe... Și tu ai dat carnetul pe viteză automată? Pe mașină automată? Da. Cum? Uite așa. Are bunicul, un prieten de familie. E și polițai. Aha, și ai dat șpagă, te cred că... Nu i-am dat nicio șpagă, să știi că am luat carnetul așa, că am învățat cu șpagă. Ai găoază 3x4. Măi, dar tu măsori mie găoaza sau câți litri mitră mie, nu, a?
Nu. Păi și atunci? Da, a dat ăla în tine să-ți dea carnetul. N-a dat nimic în mine, da? Oh. Poți să mă bată, nu m-a bătut nimeni. Nu mă refeream la asta. La ce te refereai atunci? Spune-mi pe față, nu-i de domeniul tău, nu, dacă nu te pricep, nu te pricep, nu-i de domeniul tău, dacă nu te pricep. Da, bine că te pricep tu să faci mișto de o femeie. Nu, faci mișto de o femeie. Da. Hai, parchează, da. Unde? Unde vezi că e mai ok. Uite, pe... Ce e parcare? E ok? Dă-te jos. Jos, da. Domnișoară, ghiciți cine este aici? Cine e? Danela! Unde? Danela! Vino după mine, aici, uite aici. Oh, colegul, dar cine-o pus pânta la fund? Pizdoria! Uite aici. Pleacă, fă de aici, lasă mă pătrez viața, fă pleacă. Aoleu, doamne, dar am crezut că tu mi-ești prietene și uite ce faci, te fuzi cu dușmanul. Nu mă fuzeam, fă, te-am trecut. Nu, doar îți intra pula, da, nu? Îmi repară acolo, garnitură. Colegul, pizdolia, colegul, pizdolia. Doar băgai șarpele la cărbă. Da, era un șarpe și mie mi-e frică de șerp, știi bine. Și le-ai băgat în pizda, ai zis că așa scap de el, nu? Da. Nesimțit-o. Nu cu astea în brață. Ce faci, fata? Așa are cazanul, colegul, atât are cazanul. Mi-a făcut-o. Să nu e periculos. E bun, atât are cazanul. Da, așa asta cu carnetul. Am crezut că de ce am crezut, fata, ăștia să ne-am pula, că fata, de ce? Asta îmi vorbește mie, mașina, că ce că am pizda largă. Și un suficin. Eu chiar o am largă dacă mă întreb. Fata, tăiește în gură că nu-i despre tine aici. Hai, da, hai. Să mă pun și eu jos, că de-abia aș putea să ajung. Pune-te și tu jos. Hai să mă... Ce p***a mea. Colegul, cum e pachetul? Pachetul... Tot ok? Da, e ok. Colegul, poți probleme? Ți-a plăcut colegul? Ți-a plăcut colegul? A scăpat de gaburii acolo. Da. Am fost, noi am luat-o mai îndreaptă acolo, așa. I-am omorât pe doi. Poți tot ok. Da, colega ta se cacă, ce face acolo? Nu știu, are... O doare puțin ovarele. E și ea nefăcută ca mine. Iertați-mă, pot să am și eu două vorbe cu Danela? Nu. Din păcate, nu. Dar tu păpa nu o să vorbesc cu ea. Trebuie să o lași un pic să desumfle, așteaptă. Da, s-a umflat de-a mine. Fă, ești proastă, dacă... Lăsa pe ăla, fata, vouă! N-a făcut nimic, că fă, e vina lui, că el m-a obligat. Fă, tu ești proastă, dar cum să te oblige, că tu i-ai dat pis? Da, fă, m-a obligat, a zis că dacă nu mă fac, nu mă omoară. Hai, du-te, dracu, de școală. Și așa nu mi-a plăcut cum m-a făcut. Oare mică? Da, dracu, 25. Mie-mi plac alea de 30. Fă, tu ești proastă, du-te, dracu, cum adică de 25? Să moară familia mea dacă am văzut mai mare. Hai, mai ușor cu vorbăraia și mai puțină, hai, veniți după. Ați auzit de Black Salami? Băi, ei trebuie ceva de aceea de cal. Aia, iară, vine cu asta. Hai după mine imediat. Gata! Iar dai după ciori. Danelu, vezi că am grijă de cu ciocanul ăsta de tine. Hai, Danelu, nu te mai aici. Eu merg după... Hai, Danelu, merg cu... Urcați-vă, că aveți colipă aici, trebuie transportat. Au, ce ți-o dat? Prietena ta! E, adică, bataia. Uite acolo! Hai, urcă-te-n două. E tot ce am ajuns, iar plecăm? Da, am venit să o luăm pe Danela ta. Hai, de fă, unde mă urc? Măcar aici, vă sunt recunoscătoare. Hai, urcă-te lângă ea, Danelo, să mai stați acolo împreună. Hai, fata, vină cu acea, fata. Fata-i... Păi mai așa că nu pot să intru, adică... Stai să scot mașina! Scoate un pic, da, mă, deodată. Haide. Păi, înaptă. Haide cu spatele. Da, fă cu spatele, că nu pot să intru. Iertați-o pe asta, e mai blondă. Hai, urcă-te, colegul, lângă mine, voi două în spate. Eu mă urc cu ea. Hai, trece în spate. Colegul, ai o apă, te rog. Stai, lasă-mă scot asta.
Asta și acum ai dat frâna de mână jos. După colegii acolo. Hai că am ciocanul, dacă e, știi cum? Imediat. Stau cu ciocanul. Stai un pic să iau și o curba asta. Și ciocanul tău cât e? 32. 32. Din noaptea, dragă, din noaptea. O reparăm, o repar eu, că am găsit bar. Aoleu, mai în spate. Stânga maxim, stânga maxim. Gata. Hai, hai. Fă. Vă-ți povestesc. Si fata tot ca nu. Lasă-i fata să spui, ne aud ăștia, fă. Ne aude, fă, că nu ce. Si. Nu era să-mi pășit asta. Fata, ce te-ai făcut cu ăla? Era pe cu frumoșelul ăla. Ai pus mâna pe p***a lui? Da, din greșeală, mi-a sărit așa mâna. Ți-a sărit mâna pe p***a lui de 25. Fata, dar serios, acum chiar oare mare? Oare, fă, trebuie să... Ce vorbești, fă, așa? Ce-ai în gură? Ce are în gură? Nu știu. Cred că i-a rămas ceva printre dinți. Păi vorbește așa de regulat, nu știu ce are. Cred că i-a rămas ceva în gură. Nu, o luat ce-am rău de mașină. Da, nu vă supărați unde mergem? Nu, acum numai mașina din față știe. Nu, de vreo un coletul. Doamne, dar de ce? Nu puteai să-l pui tu prin Atlantic sau să-l duci la poștă să-l pui? De... Că știți că la Atlantic sau la DHL sau au raze X. Așa, și? Se vede ce e acolo. Păi și ți-a spus că sunt jucării. Păi da, sunt jucării, dar ce e în jucării? Ce e în jucării? Oare? Păi cum oare? Păi de-o să jucării, ce... Depinde, ori... Haideți că vă iau altfel. Vă place să vă uitați pe aplicația aceea, Netflix, da. La filme. Da, da, chiar am aplicat. Mergi mai repede, hai că trezim. Și ai auzit despre băiatul ăla, Pablo Escobar. Da, știu. No, ce făcea el? Vindea droguri. Și acum aleagă-le pe toate și o să afle ce e în păpuși. Hai. Cum adică hai tu mai repede. Tu vinzi droguri? Hai mai repede. Întrisem cu coletul și pușcă, detonează. Hai odată. Păi și aici unde iau? Înainte să fac de... față. Uite în față, Taci, Daniela! M-a furat priveliște. Hai, povestește-mi, că văd că... Vrei să mai repede, lăsați poveștile că vă împuși pe amândouă. Vrei să te fure ciocanul meu? Și tu mai ai ciocan, mă, săracule. Tipul de lângă tine să știi că e mult mai de treabă, chelie. Te drag. Negru ăla-i de treabă, trăiască familia mea. Ciocan, hai că 30... nu-i vreme, mai repede. Ciocan 32. Ce ciocan? 32. În poze, unde 32? E, în poze. În Photoshop, unde? Va lua negru ăsta pe toți. Tot în față, tot în față. Uite-l acolo în față, pe băiat. Da, ce hai, mergi. Eu zic să tăcet. Și acum ce fac? Așteapte. Pregătește-te să intri pe poartă. Pregătiți-vă să intrați pe poartă, da? Da, da, da. Da. Ai crezut că zice să ne pregătim să intri ceva? Da, cu spatele că la trebuie să nu intre cu ea. Da, da, da. Da, în spate? Un pic, gata, acum poți să intri. Iar ți-a făcut loc, hai. Hai că-ți deschide ușor poarta. Hai. Hai, tipă. Hai, tipă. Hai, a deschis ăștia porții. Aolo. Hai, ușor acolo, în dreapta. Dați-vă jos din mașină, vă rog. Față. Aolo.
Hai, lasă-mă, o pun eu ca lumea. Dă-te că o pun eu ca lumea. Ce bunăciune avem aici. Vă să pun ca lumea, să vadă băieții să deschide în spate. Îți place de asta mică, de aici, din stânga mea, e virgină. Hai că sunt virgină, în urechi. Nu mă interesează minorele. Alege s-ar praful de tine. Haideți să deschidem. Haideți să vedem coletul ăla. Stai, hai că deschide tu ușa în spate, fii atent. Deschide-o acolo în spate un pic. Trage de ea mai tare. Fei, nu, stați aici, stați aici. Mereți acolo, amândouă. Dar vorbim și noi ca fetele de din dig de pute. Păi las, că vorbiți după. A, vorbesc eu cu tine. Gata, că nu ies ele, că stau aici. Dar ce-i fădești așa de speriat? Taci, nu vezi. Dar ce bine arătați, fetelor. Le vreți? Vreți una dintre ele ceva? Cam cât... cât costă? Eu sunt luată. Cât costă? Gratis! Gratis! Iertați-mă, dar credeți că sunt vreun produs? De ia uitați coletul, fetele. Vă rog frumos să îl dați. Și ce pizza mea vrei să fac cu el? Stați mai puțin că trebuie să îl chem pe șeful meu ca să vadă coletul, nu pot eu să mă le. Și mă pui pe mine. Vezi că acum vine Don Corleone. Stați puțin aici. Așteptați puțin aici. Dar voi ce stați acolo în boschet? Vă place în boschet? Dar mie mai îmi place în boschet. Și ți-a plăcut? Danilo. Ce vrei, mă? Ți-a plăcut? Un boschet. Nu vorbesc cu tine. Bine. Urătule. Data viitoare îți dau o palmă. Mă, îmi dai palmă în pizza, unde îmi dai palmă? Stai puțin aici, mergem în mine. Da, Daniela! Că tot tu ești prost în ia ține facoletul. Nu, ține, nu! Mă piși facoletul tău. Eu știu ce are acolo, poate are bombă. Are pe pizza, măi. Ține! Ține, ține, datul ții! Dacă stra cu coletul ăsta ca vesele, versi. Păi, ai grijă că-ți dau o palmă. Colegul, dar nu prea ți-a avut aventuri, ca asta ca nu tace din gură. Păi, colegul, rezolvă, tu răbagă mai ceva. Mai puțin din gură, da? Da, comentez. Dacă-i dau o palmă, divorțează flocii. Asta e rasă, colegul, a? Și pe aia în sacul răzvorul. Aia rasă tu? Asta neagru e rasă, e rasă, nu ai treabă. Ești nesimțit? Colegul, asta neagră atât are ca rasă. De că rasă. Poți să știi de ce te uită la chiloții mei, ești nesimțit? Nu. Nu poți să știi. Așa și stăm aici așteptând ca, ca să ce? Ia uite-te pe asta să crede, ce ai mă pasărea dracu? Du-te dracu de cioară urâtă. Nu, deci vă rog, vă rog fetele cu coletul să vină după mine. Care după mine? Mine, uite aici. Ah, după tine gata șef, trească familia ta. Trebuie să vin și eu, eu n-am niciun colet. Du-te și tu, și tu, du-te. Hai că stau cu ciocanul în spate. O zis fetele cu coletul, băi. Atât, atât, vă rog, opriți-vă aici, băieții. Domnule, n-am ajuns. Haideți, fetele, haideți, fetele, haideți. Îmi pare rău, doar fetele. Alo, alo, gata. Așa, ușor, ușor. Ajunge, băieți. Până aici. Aici, pe scări, aici, pe scări, aici, pe scări. Ce mi s-a rupt? Aici, fata. Aici, 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 aici. Băi, asta. Eram cu pilele în ochi, nu vedeam. Din spate șeful, mea. Am adus fetele cu coletul. Ce avem băie aici? Ce aveți cu metri? Am înțeles că sunt păpuși, domnule. Ce acadele fă? Păpuși. Acadele, frate, așa le zic eu, ce vrei? Ia auzi, acadele. Auzi, fă acadele, le zice idiotul. Frate, știa că sunt păpuși.
totuși. Și eu să mă taci. Păpuși sunt, dragă, dar eu le zic acadele, că așa place mie. Bine, hai, ia pasă de la mine de-n brațe, că m-a plictisit de aia. Bine, dă-mi pace. Ce frumos e aici. Da, îți place casa. Îți place? Îmi place... Da, e frumos, chiar e frumos aici. Da? Da. Eu las asta aici jos când mai pot. Lasă-l acolo, așa, așa. Luați loc, vă servesc cu un ceai ceva, un suc, o ceva? Da, mi-e foame. Un pahar cu apă. Un pahar cu apă? Da. Du-te bă și adu o sticlă de apă. Șef, este o problemă, este o problemă. Nu mai am informații, nu mai aud nimic de la colegul nostru. Domnișoarelor, lipsesc o secundă. Sigur? Sigur că da, cum să nu. Rămâi aici cu ei. Da, stau aici. Da, fă-zi. Ești idiotă, cum să fugi? Ești handicapată, cum să fugi la tatu, că ăștia vin după noi la tatu. Vă place lacul de acolo frumos, uitați. Da, foarte frumos, da. Uite acolo au făcut baie multă lume. Uite acolo în lacul. Sper să nu facem. N-am fost niciodată aici, foarte frumos, dar niciodată n-am fost la oraș. A. Păi și băieții pe care am adus aici, în lacul ăla, odată a fost. Și dânsul este șeful dumneavoastră? Da, eu sunt da, șef. Da. Încântată, mă numesc Căldare Izabela. Și eu mă numesc Carlito Gonzalez. Ia zi, bosule, cum stau cu păpușile? Tot în regulă, 200. Dacă ne-am terminat treaba, dacă nu vă supărau, noi am putea să plecăm. 200 cu full plus, cum i-aș aduce. Am înțeles. Și cu jucăriile alealte, cum stăm? Acolo, o mică problemă, dar au rezolvat băieții. Am înțeles. În cât timp? În maxim 2 zile. Ok, te aștept cu ele, da? Da. Ia ziceți, fetelor, vă scola un suc, ceva, vă fac eu cinste, nu-i problemă. Noi ne cam grăbim acasă, nu știu cum să... Vă grăbite, da. Nu vă rețin mult, să știți. A, nu? Nu. Ia zic, mergem. Da, mergem, da. Bine, haide că mergem, da. Hai mă, scoate mașina din garaj. Acum. Merge și voi, mă? Vă dau câte o bere? Normal. Hai să mergem. Șeful, e și cu ăla fain? Și jeep-ul și cinciarul, hai. Păi sunt acolo în față deja. Sunt pregătite. Haide pentru fetele astea, așa. Ia o scoate de mașini. Hai că sunt pregătite deja. Ne-am pregătit de mult, am și ghicit ce ai vrut, înainte. Dacă nu te știu eu, nu te știe nimeni. Hai să profităm de banii lui. Fata, și crezi că e prost. Haide, fă. De ce? Îi place de noi. Nu-i place. Ba da, fă prostul. Taci. Din moment ce ne-a scos la oraș, te-am că-i place. Aulă, taci. Hă, unul cu tine nu se poate vorbi firea de rău. Băieți, fetele, ia uite-le. Gas. Trebuie să mergem la un bar, că dă domnul cinste cu o bere. Ce mai facem cu fetele? Nu știu, dar ți-am zis, bai cu pantalon scurt, zici că se cacă pe ea când foți. Nu-i bine. A fost în a 10-a zi, de când s-a născut Virgin. Ia uite, Chile. Hai, mă, dă-te-i jos. Am și una de asta. Colegul, hai să luăm mașină. Haideți în dubă, fetele. Tot unde? În dubă. Aici, în spate, aici. Cu mine? În dubă cu voi. Am du-te, dubă. Fă-cu. Du-te cu asta. Hai că merg eu, fă, dacă nu te duci tu de dreapta. Am încă căcioasul. Ok. Dar nu poți să mergi și eu cu mașină frumoasă, mai în dubă mă băgați. Hai în BMW, fă. Du-te unde vrei. Du-te unde... Las, că rămân cu voi mai bine. Hai, coleg, urcă-n după. După ce bem în sucul ăsta, putem să plecăm. Unde? Păi șeful dumneavoastră a spus că după ce bem acel suc împreună cu el,
putem să plecăm la treaba noastră, eu și cu Daniela. Haideți, bă. Du-te în față. Hai, du-te, du-te, du-te. Deci, ne-am înțeles? Băieții? Desigur că nu. Cum de... Uite, ai șase mei, te-aș trece cu o dubă, cu viteză. A, uite-l pe coleg cu Lamborghini-ul. Ce-i cu jaful ăla? Ce-i cu jaful ăla, coleg? Veți într-o mașină de lux? Da. Haideți, jos, haideți în Lamborghini-ul. Hai, coleg, lasă dubă aici. Am înțeles de la șeful dumneavoastră că după ce bem acel suc cu dânsul, o să ne lase libere. Este adevărat? Ce ziceți, domnul? Vă place mașina? Doamne, drogați. Da, este foarte frumoasă mașina, dar... Vă mulțumesc! Dar mai frumos ar fi dacă după această experiență ne-ați și lăsa în pace, pentru că... După această experiență nu știm dacă veți mai trăi. Poftim? Da, da. Ce ați auzit? Cum adică? Păi cum să-l mai trăi? Domnule, dar ce-am făcut să ne omorâți? Adică... Am făcut tot ce ați vrut voi, n-am făcut nimic, aiurea! Stând, colegii mă auziți? Alo? Doamnă, vă rog frumos, faceți puțină liniște, dau și eu un telefon. Doamnă! Puțină liniște, dau un telefon. Colegii, mă auziți, da? Pe ce stradă sunteți? Bun, bun. Da, 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 acolo. Hai, veniți cât de repede se poate. Bine, vă aștept. Haideți, coborâți din mașină, vă rog frumos. Puneți-vă în genunchi. Poftim? Nu! Nu, 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 nu! Așa stați cum stau eu, ne-am înțeles? Dar de ce? De ce? Nu vreau! Cum stau eu, stau și dumneavoastră. Hai. Simplu, domnișoară. Uitați așa. Ce căutăm aici? Nu cred. Nu. Nu, nu, nu. Nu. Are pulă. Sau de ce plânge? Ce spuneați, doamnă? Nu mă omoră, te rog frumos, nu mă omoră. Spuneați ca să vă lăsăm în pace, nu? Dar n-o să spun nimic. N-o să spun nimic. Nu putem avea această încredere. Mă rog, nu, coleg, coleg. Mă rog frumos, n-am făcut. Eu m-am gândit la altceva, eu m-am gândit la altceva. Ia zi. Ia, ridică-te, fă-n picioare. Ridică-te odată. Singura șansă ca să trăiești e să fii complice cu noi. O să-ți dăm un pistol și o să execuți un milițian sau un om nevinovat. După toate astea, o să rămâi alături de noi. Nu! Nu să mă omor pe cineva! Cum? Nu, 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 te rog, nu! Dacă nu mă uit, te omorim noi pe tine. Gândește-te că Daniela ta au făcut deja asta. De ce să-ți fie și ție greu? Hai de fapt că nu e mare, are 225. Colegii, lăsați-l puțin să vină după mine să vorbesc ceva cu el. Bă, da, ce-o vrut să facă? Stați cu spatele la mine, vă rog frumos. În genunchi, o să vă arunc pe jos un pistol cu glață. Așa.
putea să fac lucrul ăsta, nici nu știu să țin pistolul în mână. Nu ce problemă, înveți pe parcurs. Nu pot să fac, nu pot, iertați-mă, dar nu pot să fac asta. Nu pot. Vă rog frumos, nu pot să omor un om nevinovat, vă rog. Și ce să fac? Deci nu știu să-l încarc, nu știu să fac nimica. Ultima întrebare. Sau muriți? Lucrați pentru noi sau nu? Daniela, ești aici? Ești cu voi? Daniela lucrează deja. Deci ce zice Cole? Merge? Vrea? Să vedem ultimul răspuns sau mort. Dacă nu vrea ea, vreau eu. Da, când o să... Gândește-te când o să simți sângele ăla pe mână, nu o să-ți mai trebuiască. Au. Să simți sângele unui om pe mână? Ia zi, Danelo, cum e să simți sângele? Că oricum ăla de virgină l-ai uitat. Sângele de om. Ăla de om, când l-ai băgat cuțitul în gât la ăla, cum a fost? Aoleu, colep. Așa o să cadă și cel acel om pe care o să-l aplicați. Pe cine mori, Danelo? Pe cine mă mori? Virginitatea mea mă mori. Așa, mi-au spus că ea a mori pe cineva. N-am mă mori pe nimeni. Pe cine mă mori? Eu zic că te minte. Ia, dar pe polițistul ăla ce ai făcut cu el? De pe autostradă? Danelo. Ia eu? I-am dat așa odată o... Nu știu să-l încarc pistolul! Nu da cu pistolul, cu cuțitul direct. A făcut și eu de făcut. Dau vrei ciocanul. Bă, du-te mă cu ciocanul. Crezi că colega ta a vrut? Păi, dar eu dau un ciocanul pe teleșin. Spaima a cuprins-o și a băgat cuțitul direct. Ia-l pe ăsta de aici de lângă mine. Eu zic să-i dăm două linii ca să prindă tupeu și o punem la tine. Dar Nero, îți dau pe la spate. Ok, gata. Dacă eu fac lucrul ăsta, așa, îmi oferiți protecție toată viața? 100%. Protecție? Ce înseamnă? Durex? Ce protecție vrei? Publicitate. Prezervative Durex. Mereu le am cu mine, mai ales acum în perioada festivalurilor. Vreau să am parte de experiențe de neuitat și nu mi-e rușine să le am cu mine. Adică, de ce mi-ar fi? Vreau să-mi amintesc de aceste clipe de la festivaluri. Mereu să am numai amintiri mișto și să fiu cool și este cool să ai prezervative la tine. Așa că, yes! Prezervativele Durex acum disponibile în farmaciile Catena și Belladonna. Nu uitați să luați sfatul Dianei C. Nu e vorba de Durex aici, e vorba de oamenii care vor să facă mie rău, de poliție, pentru că probabil... De bunicul meu! Ce-o să zic bunicului meu? Ce-o să spun eu bunicului? Bunicul tău este deja mort. Ia o sfânt, gata, ai scăpat de el. Poftim? S-au ocupat câțiva băieți de el. Poftim? Cine l-a omorât? Nu pot să dau această informație, dar... Spune-mi cine l-a omorât! Da, dacă ți-aduc omul care l-a omorât aici în fața ta, ce îi face? Nu vrei să știi? Adu-l încoace. Adu-l încoace. Cine mi-a omorât mie bunicul? Cine mi-a omorât mie bunicul? Ha? Cine? Asta e ok. Colegul are ceva furie și curge ceva sânge prin ea. Deci acum okay. Trebuia să duci ceva un polițist să vedem. Mamă, tu te amuci. Lăsați pistolul jos, vă rog frumos. Mi-a omorât bunicul, sigur nu. Lasă pistolul. Uite în spatele tău. În spatele meu? Păneasă pistolul ăla. Vezi că... Unul dintre voi mi-ați omorât bine. Sunt sigură sută mii. Lasă arma jos, colegul. Lasă arma jos, colegul. Cine mi-a omorât bunicul?